așa. Mă, știți jocul din copilărie, cu toții cred că am avut așa, băieții mai mult. Am avut tuburi cu cornete. Le vi le am prezentăm avut și eu, aici. Florin. Ai avut și tu, da? Da, da, dădeam în ceafa băieților la, mă rog, la teză. Bine de tot! Da. Adina, te bagi la joc? Da, clar. Bun. Toată lumea. Perfect. Hai mai încoace să te văd. Dar vreau să știu ce poți să câștigi. Hai, fii atent, hai să fii tu prima și zic imediat ce poți să câștigi. Nu e așa. Uite, ia unul acolo. S-a pus sfârșită. În partea cealaltă. N-am tras cu cornete de când eram mică. Hai, stai, stai. Trebuie să mă înveți, stai, învață-mă. În partea cealaltă avem baloane colorate. Așa. Te învățăm după. Vreau să vă zic ce puteți câștiga sau ce puteți pierde. Așa, ca să știu dacă mă bag sau nu, da, știu cum e. În baloanele de acolo, da, avem diverse mesaje pentru voi. Știți plăcinta cu răvașe? Da. Ei bine, nu e așa. E ca balonul cu mesaj în el. Depinde ce nimerești. Poți să nimerești, de exemplu, să te duci până la colț să-i cumperi Dianei ceva. Poți să nimerești să fii șofer pentru o zi cuiva. Poți să primești ceva gratis. Bine de tot! Da? Trebuie doar să alegi. Să știi că nu întotdeauna cea mai frumoasă culoare ascunde cel mai frumos mesaj. Eu vreau șofer pentru o zi. Șofer pentru o zi. Atunci, uite-te. Pe domnul. Pe domnul. Da, așa șofer pentru o zi. Pe domnul. Da. Asta am să-ți o înmânez. Roagă-te. Roagă-te să n-ai norocul ăsta. Imediat să-mi las microfoanele astea aici. Bun. Mamă, deci nu cred că pot să suflu. Se ia un tubet. Dar ce este saxofonist? O cornetă preparată. O cornetă. Ușor că... Mamă, nu că mi-a dat o măsluită, eu vă spun. Ia fost. Iar de asta are altă ce... Acolo, păi nu trebuie să pleci nicăieri. Aici la intrare trebuie să fie. La intrare. Porunca pe care o să o ai acolo se execută imediat, da? Pe loc. Pe loc se execută. Doamne, Adina. Mai domnule, ajută-mă că suntem în 3, post. 2, 1. Aoleu, mai jos. Se numește teapă. Ok, imediat, Adina. Eu am văzut că nici nu pleacă, să fiu sincer. Mai jos, da, te-ai prins acum, nu? Ai văzut cât de departe s-a dus, da? Haide. Hai. Hai, Adina. Puțintă, Adina. Frate, pe bune. Da, da, da. Îți dăm un avantaj de un metru, poți să mergi doi pași mai în față, te rog. Ca la copiii mici. Mi-a pus pernuță pe scaunel. Imediat! Să-mi mor de inimă. Hai să mai culegem și... Oba! Ia! Lasă, sunt o secundă. Normal, freestay șofer, că de ce m-am chinuit? Vreau să citești singurică, să-ți deschizi biletul. Ia să vedem. Vino cu acea pubelă, să vezi ce avem aici. Stai că zbura și asta. Deci tu crezi! Ce știe? O zi întreagă le spui, nu cred că a nimerit-o pe asta. Nu se poate. Doamne, v-am zis, nu se poate. V-am zis eu că dacă te rogi cu adevărat primești. Lasă-mă să citesc exact. O zi întreagă ai le dai seama că iau pe rând două ore. O zi întreagă ai la dispoziție un șofer la alegere, oricare din membrii echipei. Ia de aici. Cam ce noroc am. Ți-l sugerez, are mașină mare, frumoasă, ți-l sugerez pe puberul eu. Ce drăguț, îți mulțumesc. De să știi că prefer alege mașinuță repede. Mică. Pe tine, normal, pe tine. E mare carnet, mare carnet. Așa, băia frumos. Eu am ceva de câștigat sau de pierdut chiar dacă nu joc, se pare. Vino aici, sore. Eu, sore. Nu tu, sore. A, eu? Sore. Păi sore. Dacă tot ai tras la băieți în ceafă... Da, dar la cum mă știu, probabil că eu va trebui să mă duc până la supermarket. Doi pași în față, te rog, să nu ne găurești decorul. Și efectiv, da? Te rog să atingi ce balon vrei. Dau ce-a țintit acolo! Ce să zic, mă simt ca domnul Brenciu la Robingo când se ducea să ia numerele. Imediat. Hai că am emoții. Mesajul numărul 2, la sore. Ia. Citește-l tu. A, e frumos, așa. Mănâncă un cățel prieteni de usturoi. Un no. cățel de usturoi. Poți să-l mănânc acasă? Nu poți să-l mănânci chiar acum. Nu se poate așa ceva. Eu de aici am treabă, cum să mă duc? Puțin la usturoi. Pune-l în buzunar, pune-l în buzunar, că te protejează. Când nu știi cu cine așa te joci. Băi băiatule, băi băiat, o secundă. Am venit, am cântat împreună și tu asta îmi faci? Ăsta ți-a fost noroc. Cântă și după. Lasă-mă să mănânci o bucățică. Uite, da.
Ea poftem, bucătăreasă. Măcar data, zic sănătate. Exact. Avem concerte, ne trebuie imunitate, trebuie să fără coajă, poți să-l mănânci fără coajă. Da, și poți să-l înghiți, sore. E bine că nu mi-a picat mie ăsta, că mă duc la dentist. Înghite-l cu un pic de apă. Hai să vedem pe sore. Hai să facem niște, că e păcat să nu urmărim momentul ăsta. Încurajați-o că se pare că... Hai, sore. Puțin că nu-l mănânc cu piele. Ții vampirii departe. Ții spiritele rele departe. Ții băieții departe. Departe de mine acum. Haide ca să da, da, și răcelile, așa că lasă că e foarte bine că ai luat. Bun. Nico trebuie să te ia. Cât mănâncă, sore? Da? Mă pregătesc, da. Se pregătește Nico. Cum bun, sore. Aplauze pentru sore, urmează Nico. Nico, te rog, arma. Îți țin eu asta ca să ai... Eu cu două. Poți să vă alegi pe care vrei. Eu cu două, să n-am înțeles. Ia unul, ia, atunci... Uite, ia-l pe ăsta. Ia o simplă. Nu, lasă-mă. Uite, așa am câștigat dacă nu... În ce parte vrei? Aici. Dacă dragi... Te rog. Câte unul. Nico, aici în față. Se... Nu cred. Ba da, e bine, sunt, e sunt bine? Bine făcute, da. Vrei avantaj de un metru sau te simți norocoasă? Da, nu se pare normal. Nico! Mai cu forță. Am spus că sunt două, vreau una. E gata. Hai. Îl dăm pe ăsta cu una. Uite asta. Ține tu, te rog frumos. Gata. Așa. Deci asta nu. Nico. Așa. Și mai aproape, asta-i. Nico. Mai un pic mai aproape. Încă 2 metri încolo, gata. Și mai cu forță. Vezi ce bine stai, unde ești? Vezi ce bine stai, mă, iubita, mă. Hai. Deci e că nu poți. Ah, mai avem o șansă, mai avem o șansă. Hai. Nico, 3 cu noroc. A spart două. Unul aici și unul acolo. Două porunci. E, uite, la asta nu ne așteptam, să știi. Deci acum două porunci, Nico. Prima albastră o citești tu, pe a doua te-o citesc eu. Da, ce curios ești. Pastea cu roz sunt mai nasoale. Ai, nu-mi spune. Nu cred. Convinge-l pe Ristei să accepte să-l ornesc. Dar de ce eu, mă, frate, ce aveți cu mine? Să-l ornesc cu frișcă, fac de tare. Convingi pe Florin. Florin, că pot orna cu frișcă. Și eu nici n-am tras cu astea până acum. Și deja am de făcut două chestii. Bun, deci... Stai, stai puțin că avem două. A, avem două, scuze. Asta nici nu mai contează acum. Amintește-ți de copilărie, joacă elasticul un minut. Un minut. Hai, uite, o să fac asta ca să nu te ornesc pe tine. Hai, vrei așa? Nu, 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 nebunilor! Da. Vrei? Cum să mă ornesc? Mamă, Florin, tu cu frișcă, Florin! Îi facem un modeluț. Ca să-l convingi. Păi, dar nu știu cum. Convinge-mă. Convinge-mă, să mă las ușor de convins. Dar nu prea știu să conving, niciodată n-aș știu să conving un bărbat să facă ceva pentru ia mine. Ia se lasă. Și mai ales să te ornesc cu frișcă. Ornează-mă cu frișcă. Păi, să te dezbraci în primul rând. Să mă dezbrac? Da. Aici sau mai încolo? Puțin, ca să știu. Aici! Acu, aia e, na, eu vă zic. Și așa mă ținea cămașa asta. Știți de când vreau să o dau jos? Unde vrei să mă ornezi? Să văd dacă accept că nu. O să încep de la gât. Și, oh. Ce faci, mă? Ții cu, ții cu dușmanul, nu? Pe față, hai să fie pe față. Lasă-mă să-ți dau un pic pe obrăjor, după care eu să te pup. Sau cum vrei, hai, spune-mi. Ușor că murdărești hainele Adinei. Pe nas, Nico. Hai, mânjește-mă pe toată fața, mânjește. Un pic așa, da. Sunt mânjibil. Fetele, veniți, îmi place fetele. Atât? Stai, mai mult un pic. Puteam să joc elastic cu o oră. Pot să-i fac și eu un modeluț, vă rog? Nu, stai un pic. Hai că să-i zicem we love you, da? Uite, că-l iubim toate fetele, îl iubim. Pune și pe vestă puțin. Apasă-l. Nu, pe vestă, vreau să nu pe vestă. Doamne, apă-l-o cu viața. Stați așa, mă, și din fetă. Auzi, deși auzi, tu mi-ai dat mie să mănânc usturoi, eu vin și de aici. M-a ajutat. Nu pe vestă, soare, lasă-l pe murdărel. Să continuăm, zic.